Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie cel pe care îl așteptăm. O altă familie din Scripturi, familia celor neprihăniți, familia care trăia în neprihănire amândoi, și soțul și soția, Zaharia și Elisabeta. În mare parte, cuvântul se va axa pe textul din Luca, capitolul 1, unde avem prezentată vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, întâlnirea dintre Maria și Elisabeta și apoi nașterea lui Ioan Botezătorul și respectiv cântarea lui Zaharia. Din această familie i-am luat pe cei trei membri ai familiei, Zaharia, Elisabeta și Ioan. Zaharia, acest nume foarte cunoscut în Biblie, mai mult de 20 de oameni din Biblie au purtat acest nume, preoți, leviți, proroci, și Zaharia înseamnă amintirea lui Jehova. În general, numele ebraice aveau legătură cu Dumnezeu, cu această expresie divină. El a fost, așa cum citim în Luca, capitolul 1, versetul 5, Zaharia din ceata lui Abia. A fost din fiul lui Aaron, fiind din ceata lui Abia, așa cum citim în Vechiul Testament, în 1 Cronici, capitolul 24, unde pe timpul lui David s-au împărțit preoții în 24 de cete. Citim aici, în 24:10, că cel de-al optulea sorț a căzut pentru Abia. Se vede că și după reîntoarcerea din robie, preoții și-au păstrat rândul și aceste cete, și Zaharia era așadar un preot. Nevasta sa, Elisabeta, care înseamnă Dumnezeu își ține legământul, era și ea, citim tot în Luca, capitolul 1, versetul 5, era din fetele lui Aaron și purta acest nume, echivalentul numelui din Vechiul Testament exact al soției lui Aaron, care se numea Elisheba. Erau așadar amândoi din Aaron, păstrând această seminție deosebită și pusă deoparte de Domnul. Fiul lor, Ioan, cunoscut sub numele de Ioan Botezătorul, după spusele Domnului Iisus din aceeași Evanghelie după Luca, capitolul 7, versetele 27 și 28, a fost cel mai mare dintre cei născuți din femei. El este acela despre care este scris: iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Așadar, avem familia unor părinți neprihăniți, familia în care s-a născut cel mai mare dintre cei născuți din femei. Să îi luăm acum pe rând, mai întâi pe Zaharia. Și îl vom analiza pe omul acesta, pe acest preot, în două ipostaze, mai întâi în viața lui de neprihănire și apoi în viața lui ca tată al lui Ioan Botezătorul. Este scris, deci să aveți Scriptura în mod deosebit descrisă la Luca, capitolul 1, Luca 1:6. Amândoi erau neprihăniți și rețineți expresia înaintea lui Dumnezeu. În timpul Domnului Iisus și a apostolilor, preoții, mai mari cărturari, fariseii, erau niște oameni care nu prea stăteau bine cu neprihănirea lor înaintea Domnului, ba dimpotrivă, își desfășurau o neprihănire înaintea oamenilor. Aveau o religiozitate a lor, dar aceasta era una de paradă. Și citim în Matei 23, versetul 5, că ceilalți preoți din vremea lui, colegii lui, altfel spus, 23:5, toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Și Domnul Iisus, vorbind tot în Matei 6:1, le-a spus: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Spre deosebire de ceata preoților, care încă din Vechiul Testament era o ceată de tâlhari, parte din ei, Zaharia își îndeplinea neprihănirea lui înaintea Domnului. Când ceilalți o făceau doar de ochii lumii, poate doar când erau la slujbă, poate doar când îi vedea cineva și în dos avea o viață, poate ca fiii lui Eli, murdară și păcătoasă, acest Zaharia și la slujbă și de ochii lumii și în particular cu soția amândoi
și în toate împrejurările era neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea și nouă această calitate sfântă. Să știți, Zaharia n-a trăit într-o vreme bună, ușoară. Noi uneori dăm vina pe vremea în care trăim și spunem că acesta e mediul și aceasta e pulsul și căldura la ora asta. Dar în versetul 5, aici din Luca 1, citim că acest Zaharia a trăit în zilele lui Irod. Acest Irod împletise politicul cu partea religioasă, a adus niște îmbunătățiri deosebite templului din Ierusalim, dar s-a implicat și a amestecat. Amintiți-vă când a fost răstignit Domnul, l-au dus pe Domnul Iisus și la preoți, l-au dus și la Irod, l-au dus și la Pilat. Exista o legătură care deloc nu era bună. Amintiți-vă doar de viața acestor irozi. Și de asemenea în Luca capitolul 3, ni se spune că în vremea acestor cârmuitori, 3:1, Irod și ceilalți, Filip, fratele lui, versetul 2, și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia. Vremea în care a trăit Zaharia a fost una critică așadar. Colegii lui l-au răstignit pe Domnul. Cei care erau atunci la conducere l-au ucis pe fiul lui, dar el, măcar că era într-o slujbă potrivit cu ceata și rânduiala lui, s-a păstrat curat și neprihănit înaintea lui Dumnezeu. În ce consta această neprihănire a lui? Haideți să recitim o dată versetul 6. Amândoi erau neprihăniți și aceasta înseamnă păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Sunt împărțite aici în porunci și rânduieli, poruncile fiind probabil cele din Decalog, cele mari, cele 10, iar rânduielile toate celelalte învățături legate de o împrejurare sau alta a vieții, sau legate de jertfele lor ca preoți. Toate acestea, Zaharia, împreună cu soția sa, le îndeplinea fără pată. Fariseii din vremea lui, colegii lui, oamenii din neamul lui la ora aceea, doar unele le mai îndeplineau și lăsaseră cele mai importante, le spune Domnul, neîmplinite. Alții mersese pe alte extremă, nici pe cele mărunte nu le mai împlineau. Dar acest Zaharia pe toate le împlinea. Să știți, acesta este unul din secretele Scripturii. Câte vreme te ții de toate, mergi bine. Când începi să lași, lași tot câte una. Lași tot câte una, azi una, mâine alta. Acum se spune în vremea noastră, dar noi nu mai trăim sub lege, sub porunci. Acum neprihănirea se capătă prin credință. Să citim și din Noul Testament, să vedem, acum în vremea noastră, neprihănirea constă ca și atunci tot în păzirea poruncilor și a rânduielilor sau nu? Haideți să deschidem la Epistola lui Ioan, prima epistolă, și citim de aici, din capitolul 2, versetele 4 și 5. Citim și 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Deci păzim poruncile, suntem în el, și întoarceți pagina în versetul 29, dacă știți că el este neprihănit, să știți că oricine este neprihănit, este născut din el. Și apoi și versetul 7, copilașilor nimeni să nu vă înșele, din capitolul 3. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, după cum el însuși este neprihănit. Și mai întoarcem încă o pagină, capitolul 5, versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu, aceea care o spunem noi, că acum nu-i mai vorba de porunci, ci de dragoste, și așa este, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor și poruncile lui nu sunt grele. În Vechiul Testament, neprihănirea a constat în a păzi poruncile și în Noul Testament este la fel. Sau a păzi cuvântul, a face ceea ce spune Dumnezeu sau, sub o altă expresie, ascultare de Dumnezeu. Face mai mult și în Vechiul Testament și cu atât în Noul Testament mai mult decât orice jertfe sau altceva. Ascultarea.
zic și cu această calitate Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, în ce privește viața lui din neprihănire, să ne uităm puțin la slujba lui Zaharia. Cum își face un om neprihănit slujba? Citim de la versetul 8 la 11, Luca 1. Dar pe când slujea Zaharia înaintea Domnului, el și viața de sfințenie și-o trăia ca înaintea Domnului. El considera că ori și unde Domnul vede, și el trebuie să trăiască ca și cum Domnul se uită la el și îl notează. Dar în slujbă era la fel. Slujea înaintea Domnului la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sor să intre să tămâieze în templu Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Ceasul tămâierii. I-a venit rândul la sorți. Îl văd pe Zaharia foarte punctual și ordonat, conștiincios, în a face slujbă înaintea Domnului. Și spune Biblia în Evrei, dacă slujba din Vechiul Testament, care avea o slavă mult mai redusă decât slava de acum, trebuia îndeplinită cu atâta atenție, cum putem noi să tratăm indiferenți? Dacă în Vechiul Testament se scrie, vai de cei ce stau fără grijă în Sion, cartea Amos. În Noul Testament, spune în Evrei, nu ne volăm noi o pedeapsă mai aspră? Dacă, de exemplu, la cină, sau când facem o slujbă, spune Biblia în Noul Testament, Matei 5, dacă îți aduci darul la altar și știi că ai ceva cu cineva, urgent să rezolvi. Dacă vii la cină și iei trupul Domnului în chip nevrednic, de asemenea, este o mare problemă. Neprihănirea se vede și prin felul în care faci slujba. Cât ești de atent cu tine însuți, cu cei cărora le slujești, cu Dumnezeu. La slujbă rezultă de aici că îngerii sunt prezenți, sunt la dreapta altarului. Ei, dacă este cazul din partea lui Dumnezeu, ne vor aduce mesaje, dar nu sigur ce vor face, vor raporta înaintea lui Dumnezeu cum ne îndeplinim noi slujba. Spun unii care au fost pe dincolo, căci obișnuiți de la noi din țară așa să se uite pe unde e șeful și să chiulească, s-au dus și au chiulit. Și pe când au ieșit de la servici, patronul i-a spus, ești liber, asta a fost ultima zi. A fost montate anumite aparaturi prin care l-a văzut pe om ce a făcut. Dar Dumnezeu când face în slujbă în grădina lui și în templul lui, așa treacă meargă, vine la început, ne notează și la gata face prezența. Totu-i notat, cum facem slujba? Cum gândești? O faci ca pentru Domnul? Se spune că slujba trebuie făcută în felul lui Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu, după principiile lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Dar acum se pare că o facem în locul lui Dumnezeu, după principiile noastre și după plăcerea oamenilor. Ce diferență! Ce diferență! Există un ceas al tămâierii, când trebuie să fii prezent la casa Domnului. Există o slujbă care ți-e dată la rândul tău și la înceata ta. Și îngerii sunt prezenți la aceasta, că e scris, că privesc în biserică să vadă lucrările care se desfășoară aici. Iar după ce ne finalizăm slujba, spune versetul 23, după ce s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Biblia nu ne spune să neglijăm casa, dar să fim serioși cu Dumnezeu și să considerăm că este un foc mistuitor, este un har să facem slujbă, de în același timp o mare atenție. Zici și cu aceasta, Domnul, să ne binecuvinteze. Să trecem acum la poziția lui Zaharia ca tată. Spune versetul 13, el n-a fost tată până la adânci bătrânețe, sau știu eu oricum, până la o vârstă respectabilă, dar citim aici, nu te teme fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. El s-a rugat să fie tată. Acum dacă cei care n-au copii se roagă să fie tați, noi care avem copii, cât de mult ar trebui să ne rugăm pentru copiii noștri? Se spunea și duminică și adeseori că și rugăciunea părinților a valorat mult în întoarcerea fiilor la Dumnezeu. Se pare că putem face aceste rugăciuni până încă nici nu vin copiii. Și s-ar putea atunci când vin copiii rugăciunile noastre să fie deja ascultate și în urmă să avem motive să mulțumim Domnului, decât cu inima frântă și de durere să ne rugăm în urmă. Oricum, noi nu abandonăm rugăciunea, dar este indicată să fie cât mai din timp. Să ne rugăm pentru această slujbă ca tată.
După cum și în biserică, pentru slujbă trebuie să te rogi înainte de o face. La fel și această îndatorire de părinte trebuie pregătită și întreținută cu multă rugăciune. Mai întâi să vedem cum a primit mesajul că va fi tată. Citim versetul 19. Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste. Zaharia a întrebat, dar pe ce voi cunoaște? Ca și bătrânul Avram de altă dată, în mod normal eu nu mai pot să am copii. Și rețineți ce autoritate și ce exactitate este mesajul care vine de la Dumnezeu. Eu sunt Gabriel, acesta e suficient. Și stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să spun în ceea ce zice Dumnezeu. Nu există abatere. Dacă a zis Dumnezeu și de la el aduc această veste, nu mai trebuie altă dovadă. E suficient. Dă-mi un semn. Și în Vechiul Testament a spus Dumnezeu lui Moise, eu sunt cel ce sunt, atât. Ce mai vrei altceva? Dumnezeu uneori a oferit semne oamenilor. Ba unor a spus, cere un semn. Dar în mod normal, Dumnezeu trebuiește crezut pe cuvânt. Când vine de la Domnul un mesaj, este da și amin. După ce îi se spune acest mesaj, pentru că Zaharia n-a crezut, citim versetul 20, iată că vei fi mut și nu vei mai putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Bietul Zaharia, măcar că se ruga, și ăștia suntem noi. Ne rugăm, dar pe când să ne vorbească Domnul că se întâmplă, și cei din Fapte 12 se rugau să elibereze Domnul pe Petru și pe când a venit Petru la ușă, că nu-i Petru. Și uneori, chiar și pentru faptul că noi ne-am rugat și am fost încredințați că ne ascultă, și pentru asta Dumnezeu ne taxează, dacă nu credem. Și uitați, este pedepsit aici această necredință a lui Zaharia. Nu l-a lepădat Domnul pentru aceasta. Domnul nu le-a lepădat așa una, două. Dar pe Zaharia Domnul aici l-a penalizat și a stat mut, e scris în versetul 24 că după câtva timp Elisabeta a rămas însărcinată. Încă 9 luni și încă până să-l ducă vreo 6 săptămâni sau la 8 zile atunci. Deci aproape un an n-a vorbit Zaharia. Pentru că într-o clipă s-a îndoit. Deci el însuși s-a rugat de un mesaj care venea din partea unui înger și încă în timp ce era în templu. Să nu ne îndoim de spusele Domnului. Poate Moise în inima lui a avut o îndoială și numai o vorbă a scăpat. Oare răzvrătiților vom scoate noi apă din stânca aceasta? Gata, Moise, te taxezi. M-ai înjosit în fața poporului. Nu poți să te las nepedepsit. Necredința este un mare păcat. În mod deosebit când citim ceva din Biblie sau când suntem încredințați că un înger sau Dumnezeu ne vorbește prin Duhul, chiar dacă e vorba de ceva extraordinar, supranatural, miraculos, n-are importanță la Dumnezeu, nu sunt lucruri normale și anormale lui, tot e posibil. Îndoiala ne costă. Și diavolul aici vrea să ne prindă, oare, a zis Dumnezeu? Nu începe îngerul să spună până diavolul și suflă ceva vânt rece. A fost pedepsit Moise, a fost pedepsit Zaharia. Când Deborah a prorocit să meargă Barak la război, s-a îndoit. A spus, Domnul te pedepsește pentru asta, slava țoiașul de la o femeie, ea va ucide pe Sisera. Nu putem cu Dumnezeu ori și cum să ne jucăm. Apoi, să vedem împlinirea acestor semne. Versetul 57. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască. A născut un fiu. Și apoi versetul 64, Zaharia a cerut o tăbliță, în clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. I-a spus Gabriel, întoarceți puțin la versul 20, partea finală, cuvintele care se vor împlini la vremea lor. Când i s-a împlinit vremea, Elisabeta i-a născut, în clipa aceea, când a scris Ioan, adică atunci când a crezut. Până n-a crezut, nu i s-a dezlegat. Și când a dat dovada scrisa a credinței lui, în clipa aceea s-a deschis gura. Cu ce exactitate funcționează lucrurile la Dumnezeu? La el nu există abatere, cum este la noi la gramaj, plus 5, minus 5 sau la timp.
Dumnezeu sosește la timp, în clipa aceea. Nu numai că la, în anul respectiv sau în ceasul acela, dacă vreți, până la clipă merge Dumnezeu, cu exactitate. Și nu se poate să existe o abatere de la așa ceva, de la ceea ce spune Dumnezeu. Urmăriți-L și minunați-vă de lucrările Lui, pe care le duce cu exactitate la împlinire, numai noi să nu ne îndoim de aceasta. Mesajul a fost pronunțat, Zaharia a amendat, împlinit și iată-L pe Ioan Botezătorul că se naște. Citim în versetul 14 că prin nașterea acestui copil părinții sunt împliniți. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. În mod normal, Dumnezeu ne-a dat copiii ca să fim împliniți în ei, să fie o bucurie pentru noi. Citim și în Cartea Proverbelor, nu doar Ioan Botezătorul a fost o excepție ca să bucure părinții. Capitolul 10, versetul 1. Toți copiii Dumnezeu îi dă în mod normal să fie o bucurie pentru părinți. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său. Și tot Proverbe 17 cu 21. Cine dă naștere un nebun va avea întristare și tatăl un nebun nu poate să se bucure, dar un fiu înțelept este o bucurie. Și apoi, versetul 25, un fiu nebun aduce necastatului său și amărăciune celei ce l-a născut. Să ne dea Dumnezeu copii înțelepți și copii buni și în mod normal așa trebuie să fie. Dumnezeu i-a dat lui David din Batșeba doi copii. Unul care a adus necaz, dar pentru care David a fost vinovat, și altul care a fost înțelept și pentru care David s-a bucurat după ce l-a iertat Domnul pe David. În mod normal, aceasta e regula. Avem excepția aceea cu Esau și Iacov, când unul a adus părinților săi mult necaz și altul, cu mici paranteze, a adus bucurie. Oricum, spunea o familie care avea copii mici, zice, uite, cu copilul acesta ne temem că va fi probleme. Și un frate mai în vârstă, cu experiență, le-a zis, de copilul acesta vă veți bucura mai tare când se va întoarce. Se pare că Dumnezeu cu copiii presară bucuria în timp în viață. Într-un fel te bucuri când sunt mici, unii îți vor păstra bucuria și vor rămâne lângă Domnul, alții poate se vor îndepărta de Domnul și îți va fi bucuria, cum spune în psalm, înviorează-ne atâtea zile cât am avut parte în nenorocire și se supradozează bucuria. Acest fiu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Dar finalitatea aceasta trebuie să fie, el va fi pentru tine o pricină de bucurie și nu numai pentru tine, și mulți se vor bucura de nașterea lui. Să fie copiii noștri și pentru vecini o bucurie, nu o ispită. Și cu toții, biserica întreagă, să se bucure de copiii noștri. Apoi, în viața lui Zaharie ca tată, vedem că după ce a crezut, după ce s-au împlinit semnele, versetul 63, a venit un moment în care s-a umplut de Duhul Sfânt. 64. În clipa aceea s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Și continuăm de la 67. Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. După ce a înțeles voia Domnului, după ce lucrurile s-au întâmplat, cum au venit de sus? Inima lui Zaharia s-a umplut de Duhul și a început să prorocească. Există în Biblie vorbind o legătură între umplerea cu Duhul Sfânt și prorocie. Când ești plin de Duhul, poți să prorocești într-una. Sigur nu vei spune prostii. Și de regulă, oamenii când au fost umpluți de Duhul, proroci ori neproroci fiind, au prorocit. E una din emanațiile Duhului plin, prorocește. A prorocit Maria, a prorocit Elisabeta, care cum se umplea de Duhul Sfânt, care cum prorocea. Era vasul, paharul deja plin de dădea peste el. Și uitați ce prorocie frumoasă a făcut aici. Prin Duhul rostești, așa cum au făcut-o cei în fapte doi, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, fie dându-i slavă, fie descoperind tainele și minunile lui. Zaharia a fost neprihănit, dar a fost nevoie, după împlinirea unui lucru din partea Domnului pentru el, să vină un moment când să se umplă de Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne și pe noi. Să știți, când împlinești poruncile Domnului și vine apoi umplerea, poți să prorocești, poți să faci ce vrei, totul e în regulă. Dacă nu trăiești
și numai vine câte o revărsare așa de umplere și apoi iară trăiești cum ai fost, aici e ca în semne de întrebare. Dar când este turnată umplerea peste păzirea poruncilor, aici lucrează Dumnezeu. Dar în rest sunt semne de întrebare, se cam strică lucrurile. Poate pe aceeași vână a izvorului se iasă și apă curată și apă tulbure, sunt anumite semne de întrebare. De asemenea, cei care sunt plini de Duh, au o caracteristică. I s-a deschis gura, vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Și în 68 din nou, binecuvântat să fie Domnul. Oamenii plini de Duh, prorocesc, apoi laudă pe Domnul, îl binecuvântă, nu cârtesc, nu murmură, nu clepetesc, nu fac altceva. Ci din Duhul, cum spune Pavel în Corinteni, nimeni prin Duhul nu poate să spună Iisus este anatema. Dar nu poți să zici nici fratele tău că este anatema. Prin Duhul spui doar lucrările lui Dumnezeu. Doamne, umple-ne pe toți! Urmărind puțin această cântare a lui, din care rezultă viziunea lui Zaharia asupra lucrării. Atunci a înțeles el toate. Până atunci a făcut slujbă. Aici este punctul culminant al vieții sale. Trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Ce frumos! Să poți să finalizezi viața în neprihănire și sfințenie și, cum spune Psalmul 23, vom locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor noastre. Hotărâți-vă, după ce ați avut experiențe cu Domnul, să îi slujiți, și cum spune Ezechia după ce a fost vindecat de Domnul, toată viața noastră vom sta în casa Domnului și vom suna din instrumentele noastre cu corde spre slava Domnului. A spus Zaharia, ăsta e țelul vieții. Toată viața să trăiești înaintea lui, unde își îndeplinea neprihănirea, în sfințenie, în neprihănire, și versetul 77, spune el despre Domnul, și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. După cum și Simeon, puțin mai târziu, a ajuns să spună, Doamne, acum slobojește pe robul tău în pace, că am văzut mântuirea. Când ai înțeles că viața asta trebuie tăită în neprihănire și ai o viziune asupra mântuirii, cum începe, cum se desfășoară, cum se derulează, atunci te bucuri și ești cel mai fericit om. Știi ce ai de făcut și știi cum lucrează Dumnezeu. Te vezi împlinit, vezi mersul lucrurilor, ai toată harta în față, toată schema, tot organigrama împărăției lui Dumnezeu. Și Zaharia, când a văzut-o, a putut să cânte și să-și încheie viața. Biblia nu mai spune nimic despre el, dar cred că și-a încheiat viața cu bine și în pace și îl vom întâlni când mântuirea va fi arătată și dovedită în ceruri. Amin. Să trecem la Elisabeta. Ce este foarte frumos în ce privește viața lor, a luat amândoi și amintim aici în dreptul ei, amândoi erau din Aron. E o poruncă în Levitic 21:7, în Vechiul Testament, ca preoții să nu-și ia orice fată din popor, să nu-și ia de nevastă o femeie străcată, nici o femeie lăsată de bărbat, căci ei sunt sfinți pentru Dumnezeul lor. Aminteam astăzi în discuție cu cineva despre o familie care la căsnicie aici trebuie multă atenție. Unii care au văzut, au spus, nu cred că e potrivit această căsnicie. Au spus, nu, eu mă duc înainte. Și acum vrea să meargă înapoi, dar unde să mai merge înapoi? Sau să meargă în lături, că înainte nu mai poate. Că e blocat drumul. La căsnicie. Noi suntem sfinții lui Dumnezeu. Noi suntem ceva mai sus decât Aron. Să ne permitem să ne luăm nevastă ori de unde? Și dumneavoastră ca și o Elisheba, ca și o nevasta lui Aron, ca și o nevasta lui Zaharia. Cine vreți să fie soțul dumneavoastră? Pe care l-acceptați? Sau ca fete vorbind? Sau pentru fetele dumneavoastră? Căsnicile în poporul Domnului trebuie să fie cât mai strânse, cât mai către ramură, către izvorul, către tulpina centrală. El din Aron, ea din Aron. Dar când vezi că unii își permit așa să se ducă mai la periferie, știi, nu și-a una chiar de afară, dar una mai de pe la extreme, așa că e mai cu două culori, că e vopsită și dinăuntru și pe din afară. Partenerul de viață, spunea cineva, zice, mi-am luat cea mai pocăită fată din biserică. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Ce frumoasă poate să fie viața când amândoi împlinesc poruncile. Când nu sunt discordanțe în familie, când nu unul trage în sus, unul trage în jos. Când vor amândoi să meargă la biserică, când amândoi vor să se roage, când amândoi vor să cânte, când amândoi se consideră înainte Domnului și vor să slujească din toată inima. Și în dreptul Elisabetei citim și versetul 60, să vedeți că oamenii aceștia la bine au fost numai amândoi. Știți, când era vorba să-i pui numele, rudenile s-au băgat, că așa se bagă rudenile. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan.
Nici n-am vorbit cu bărbatul direct, că bărbatul pe când a ajuns acasă nu m-a apucat să-i spui, numai eu scris o scrisoare, scumpa mea soție, o să rămân însărcinat eventual. Și s-au înțeles, nu m-a scris. A spus, nu, Ioana să cheme. Și apoi el, versul 63, numele lui va fi Ioan. Și toți, spune Biblia, s-au minunat. De ce s-au minunat? Pentru că se înțelegeau bine. Noi acum uneori poate ne mai certăm, unul vrea să-i pune nume Ioan, altul Nicolae, altul Maria și cealaltă Marta. Ăștia doi s-au înțeles. Băi, așa îi pune, zic eu, să-i punem nume, ăla tot la fel vrea să-i pune nume. Amândoi nepriheniți, amândoi îndeplineau fără pată, nu unul trăgea mai într-o parte și unul într-alta. Când unul trăiește toate poruncile și unul așa 90%, copiii întotdeauna către care se trag, nu? Pe unde mers slobod. Dar ea era alături de el, de la amănunte mici până la lucruri mari de căpătâi în viață. De asemenea, văd această familie că se înțelegea bine și avea o bună prestanță în jur, citim versetele 57 și 58. Elisabeta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei, când au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea, se bucurau împreună cu ea. Elisabeta se înțelegea bine cu vecinele și cu rudenile. Și asta e o parte a neprihănirii. Cum trăiești tu cu soția? Cum îți faci slujba? Dar cu rudenile, cum te împaci? Știți, se spune că rudenile sunt cum sunt. N-ai ce face. Poate ți-a convenit doar de soție, dar neamul soției poate așa cum este, sau neamul soțului așa cum este. Încearcă pe cât poți, dacă spui că ești neprihănit și trebuie să fii, să te poți împăca cu rudenile și dacă se poate și cu vecinii. Că aceștia sunt aproapele nostru într-un anumit punct de vedere și ei vor vedea viața noastră cum este. Când ne va merge bine, dacă am fost neprihăniți și le-am făcut și noi bine, când o să ne meargă nouă bine, o să se bucure. Dar dacă nu o să scrâșnească din dinți. Vor mai fi dușmani, că mare diavolul și de-a lui. Dar, în general, oamenii neprihăniți se iau bine cu rudenile, cu vecinii, sunt o binecuvântare. Aceasta a fost Elisabeta ca soție, unită cu el, încă din capul locului a înțeles că trebuie să păstreze spița cât mai aproape, cât mai aproape de Dumnezeu și de linia dată de el, și în jur a aruncat o bună lumină această familie. Zic că Domnul să ne binecuvânteze cu toate acestea. Și pe noi, și pe soțiile noastre. Apoi, să o vedem pe Elisabeta ca și mamă. O mamă la bătrânețe, totuși o mamă deosebită. Ea a născut pe cel mai mare dintre cei născuți din femei. Într-un fel, nașterea ei a avut o doză de supranatural. Dumnezeu vrea să îi deschide puțin pe oameni spre ceea ce avea să vină, că și fecioara va naște. Și se pare că și Maria a zămislit la Hebron în timp ce era dusă la Elisabeta. Ea ca și Sara, în mod fizic, nu mai putea să nască. Dar Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru ea. Și citim în versetul 36 și 37, spune îngerul Mariei. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia se zice stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Deci, efectiv, a fost intervenția puterii lui Dumnezeu ca Elisabeta să mai nască. Și pentru că ea era stearpă, și pentru că vremea îi trecuse. Dar, prin cuvântul lui Dumnezeu, toate se fac și se împlinesc cu exactitate, spuneam. Câteva cuvinte despre Elisabeta ca mamă însărcinată fiind. Să știți, surorile care sunt însărcinate, efectiv, au o sarcină grea de dus, fizic în timp, dar o sarcină grea înaintea lui Dumnezeu, o sarcină importantă. Deci, nu în înțeles fizic al expresiei, ci simbolic, este o sarcină de dus. Să aduci un copil în această lume, să fie conceput. Uitați îngerul cum număra. Este acum în a șasea lună. Toate aceste luni, dacă e scris în Iov că Dumnezeu numără lunile la cerboace când trebuie să nască, e scris? E scris.
dar la femei. În mod special această perioadă pentru dumneavoastră este o perioadă grea. Dar știți că sunteți sub ochiul lui Dumnezeu și îngerii veghează și sunt numărate zilele și lunile, câte au fost și câte mai sunt? Știți că și copiii dumneavoastră sunt sub vizor și acolo este scris nu doar la Ioan Botezătorul că s-au umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei, dar în Psalmul 139 este scris că Dumnezeu lucrează acolo. Și, sincer să fim, sunt unele perioade când nu neapărat ne comportăm noi de nota 10 în perioade ca acestea. Nu neapărat anticipează toți părinții că va veni un copil, uneori sunt surprinși și în loc să colaboreze în această perioadă cu Dumnezeu care e interesat, care este implicat direct și care calculează toate și mâna lui este prezentă acolo, este o sarcină de dus. Și perioada aceasta este strict sub privirea și sub grija deosebită a lui Dumnezeu. Dumneavoastră, ca și mame, în acest timp, amintiți-vă de Elisabeta. Este scris aici în versetul 15. Căci va fi mare înaintea lui Dumnezeu, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, ci se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Vă întreb, se putea umple Ioan de Duhul Sfânt în pântecele mamei fără să se umple Elisabeta? Nu. Întoarcem pagina, versetul 41. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Copilul nu se poate umple de Duh până nu se umple și mama. Ei sunt un corp comun, într-un fel spus. Apoi, pentru ca copilul, întrucât acest Ioan era destinat să fie nazireu, să nu consume struguri și vin, trebuia nici mama să nu consume. De ce? Ca să nu se imprime în natura copilului această poftă după aceste lucruri interzise. Pe perioada respectivă, ea trebuia să țină cont de destinația copilului și de scopul lui Dumnezeu cu el. Și medicii au dovedit în vremea noastră că toate simțămintele, tot comportamentul mamei se imprimă într-o anumită măsură copilului. Multe se transmit genetic, dar și această perioadă se răsfrânge asupra vieții copilului. Și în Vechiul Testament, amintiți-vă de mama lui Samson. Hai să citim în Judecător, capitolul 13, ce i-a spus îngerul. Și amintesc aceasta pentru ca surorile care trec prin această perioadă să stea calm înaintea Domnului, iar noi să le socotim că ele au o sarcină de dus. Zaharia și-a terminat zilele de slujbă și s-a dus acasă. Zaharia a avut slujba specială până a fost la templu. Elisabeta a avut apoi slujba. Judecător, capitolul 13, versetul 13. Îngerul Domnului răspuns lui Manoah. Vedeți aici lucrarea îngerilor în această privință. Femeia să se ferească de tot ce i-am spus. Să nu guste nici rod, nici viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare, să nu mănânce nimic necurat. Și să păzească tot ce i-am poruncit. Și s-a născut așadar acest Ioan, plin de duh încă din pântecele mamei lui. Și mai adaug din Luca capitolul 1, de la versetele 41, unde este prezentată Elisabeta, umplută cu Duhul Sfânt, versetul 42, după ce s-a umplut, a strigat cu glas tare și a spus, binecuvântată să fii, cum i-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu, ferici de ceea ce a crezut. Vedeți ce frumos a profețit și ea, vă spuneam, cine se umple de Duhul, profețește. Apoi, să vedem credința Elisabetei. Se pare că cea a fost mai credincioasă decât Zaharia, soțul ei. Așa spune aici versetul 45. Ferice de aceea care a crezut. Și în versetul 60, când a luat cuvântul și a spus nu, și are să se cheme Ioan. Ea a crezut, rezultă din prorocia ei și rezultă din declarația ei cum să se cheme copilul. Uitați ce diferență. Noi uneori vrem revelații speciale. Dacă mi s-ar arăta mie Arhanghelul Gabriel ca altul nu-i ca el cu știrile, păi aș crede, frați și surori. Dar dacă nu m-am predică de la biserică sau nu m-am citit scris într-o carte, nu cred. Zaharia i s-a arătat Gabriel și nu a crezut. Și Elisabeta nu m-a citit pe foaie și a crezut. Ce diferență? Pentru cine vrea să creadă? Simplu. A citit ce-i scris și a crezut. Și la Arhanghelul s-a arătat și tot nu a crezut. Decât așa, cu penalizări. Cine vrea să creadă, e suficient ce e scris. O mică adiere din partea Domnului e suficient și ai crezut. Și e fericit de cine a crezut. Nu spunea Domnul așa lui Toma? Aia vreau să pipă, nu?
Dacă am pipăit și noi, dar după aia te cost? Nu întotdeauna iartă Domnul așa, Toma, acum te iert, treacă, meargă, hai. L-am iertat și pe Petru, te iert și pe tine și hai, treceți. Uneori te costă dacă nu crezi. Un simplu cuvânt din partea Domnului. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. Dumnezeu vorbește și de două, trei ori, dar măcar odată să auzim. A doua și a treia, aia sunt ca și întârzierile, la se pretind penalități uneori. Apoi, tot în viața Elisabetei văd un lucru foarte frumos. A venit Maria la ea și imaginați-vă, erau rudenii, Maria mai tânără, Maria să nască pe Domnul Iisus și Elisabeta mai bătrână, ea să nască numai pe Ioan, care nu e în stare să se dezlege curele la alălalt. Dar puteți să spune Elisabeta ta, dar eu sunt mai bătrână. Dar de ce să nu nasc? Uite, soțul meu este preot. De ce să nu nasc eu pe Mesia și să nască numai ea pe Ioan Botezătorul? Dar din moment ce s-a umplut de Duhul Sfânt, invidia asta n-a mai fost. Ea a acceptat să fie mama numărul 2. Și s-a bucurat și asta 3 luni cu Maria. De regulă, surorile se împrietenează repede, dar se și ceartă repede. Adevăratele surori duc prietenie lungă și mult și acceptă. Chiar una mai în vârstă se dea cele mai tinere entitate, dacă este cazul, să accepte, asta e voia Domnului. Și încă se bucură. Dar asta s-a imprimat și în copii. Și Ioan când s-a născut a spus, eu vreau să mă micșorez și eu să crească. De unde a învățat asta? De la mamă sa. De la mamă sa, că mama s-a știut să scadă. Și a spus, cum mi-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu? Și a pus-o undeva pe Maria mai sus, a acceptat aceasta foarte frumos. Uneori există certuri între părinți când este vorba de o rivalitate între copii. De-aia copilul meu este mai bun, dar de ce să gnească pe copilul meu? Poți să accepti planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și pentru alți copii, nu numai pentru ai tăi? Poți să privești bine pe ceilalți în biserică potriviți cu slujba care le-a dat-o Dumnezeu și să-ți înțelegi locul tău. Uitați, avem situații în Biblie când oamenii nu s-au mulțumit cu locul lor. De exemplu, cazul lui Core. Le-a spus Moise și Aron, nu va ajunge că Domnul va ales dintre tot Israelul și v-a dat vouă seminția leviților să-i slujiți. Acum vreți și preoția, nu? Dar asta nu se discută la oamenii duhovnicești, pentru că dragostea nu se îngânfă, nu se laudă. De aceea în ceruri nu va mai fi rivalități, nici lupte pentru scaune. În ceruri vom accepta să-i vedem pe alții mai sus ca pe noi. Spiritul demonic va cădea pentru veci de acolo. Și ne vom bucura doar că suntem plinși în planul Dumnezeu și lucrarea împărăției Lui. Acolo va fi cum e scris în Roman 14. Împărăția Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, ci era la oamenii aceștia. Și asta trebuie să o avem. Pace, asta e urmarea neprihănirii. Și apoi dă Dumnezeu bucuria prin Duhul Sfânt. S-a bucurat Maria, s-a bucurat Elisabeta, a cântat Zaharia bătrânul și s-au născut 2 copii ca de minune. Vom fi noi astfel de familii prietene ca să naștem copii care vor colabora în lucrare? Vom fi noi acei tați, acele mame care vom face lucrul acesta din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni? Și să încheiem gândurile despre acești doi oameni minunați, pe Ioan Botezătorul vom lăsa pentru un alt studiu, el singur, fiind cel mai mare, îi lăsăm un studiu aparte lui Ioan Botezătorul când va fi cu voia Domnului, să punctăm ceva în final ca pentru acești amândoi părinți. Versetul 76 să-l citim. Și tu, îi spune Zaharia copilului, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Vei fi chemat. Zaharia a înțeles, fi plin de Duh, a spus adevărul prin Duhul, că-i Duhul adevărului. Ioan își datorează lucrarea chemării lui Dumnezeu în primul rând și tu vei fi chemat, ai această chemare. Nu noi ca părinți ți-am dăruit-o. Un părinte se bucură când Dumnezeu îi cheamă copiii în slujbă, dar când noi credem că noi ne putem propulsa copiii în slujbă și noi să-i educăm pentru slujbă fără chemarea lui Dumnezeu, ai vai de noi. Ăștia vor face slujbă ca mica ăla din judecător 17. Mama a spus nicio problemă, dragul tate. Îți fac 2 idole aici, unul șoplit, unul turmat, facem biserică la noi acasă și gata. Angajăm și un preot și totul în regulă. Dar Dumnezeu. Părinții trebuie și indicat ar fi, și aceasta am amintit și la Avram și la alți oameni, să înțeleagă care e chemarea lui Dumnezeu pentru copiii lor.
Poate uneori ajung copiii mari și întrebăm, știi la ce ești chemat? Nu știu exact. Dar părinții ți-au spus, ce au înțeles părinții, care e chemarea ta? Zaharia a știut pentru copilul lui și tu, pruncule, ești chemat la cutare lucrare. Și așa a fost? Așa a fost. A știut la ce e chemat? Iisus, când a rămas în templu la vârsta de 12 ani, i-a spus Mariei și lui Iosif, dar nu știați că aici trebuie să fiu? A putut comenta Maria? Păi da, a știut că i-a spus îngerul că pentru asta e, numai că... Așa că mama vrea să-l aibă lângă ea. Ea știa care e planul pentru copilul ei? Probabil și mama lui Moise și alte mame și tați adevărați a lui Dumnezeu au înțeles care e lucrarea dată copiilor lor. Și David, Dumnezeu a descoperit care din copiii lui trebuie să-i succeadă la tron. Și a spus Solomonii pentru această lucrare. Noi vom ajuta pe copii să înțelegem care e lucrarea la care suntem chemați. Și viața noastră de neprihănire, curăția chiar din timpul sarcinii, din timpul educației copilului, va ajuta copilul să-și găsească locul. Și astfel vom fi împliniți prin copii. Poate materialii vom realiza și ne va da mâna să-i ajutăm să ajungă în postul lor care îl visăm noi. Te visez să ocup cutare loc. Inginer șef la secția cutare. Dar în biserică pe care scaun vă visați copiii? Vi visați la fanfară, la orchestră, la amvon? Vi visați undeva la un cer de rugăciune rostind numele Domnului, un cuvânt din partea Domnului? Vi vedeți undeva misionari? Unde ne vedem noi locul copiilor noștri? Cum trăim noi ca copiii noștri să fie împliniți prin noi? La urma urmei, nu neapărat slujba cât a făcut-o Zaharia, că în vremea aia slujbe de la templu erau așa cum erau. Elisabeta a bătrânit, dar ei au fost realizați și numele lor a rămas în istorie prin Ioan. Ei au înțeles că e chemat de Dumnezeu, asta e lucrarea Domnului, dar și-au păstrat viața de neprihănire și încă ceva, versul 13 am amintit noi. Rugăciunea ta a fost ascultată. Asta putem să facem noi pentru copii. Să înțelegem care e voia Domnului, să trăim neprihănirea și să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Să dea Dumnezeu oameni ca Zaharia, care trăiesc neprihănirea când alții sunt farisei. Cu excepția necredinței lui, ca să nu rămânem muți. După cum sunt mulți oameni în Biblie, ca Moise, cu excepție, ca David, cu excepție. Dacă vreți unul într totul, luați-l pe Iisus Hristos. Sunt unii oameni în Biblie despre care Biblia nu spune nimic negativ, cum ar fi Daniel. Nu spune Biblia nimic rău despre el. Dar Dumnezeu n-a găsit de cuvinte să ne afișeze nouă ce a făcut Daniel. Sunteți vreunii curioși, știți? Mai întâi spuneți ce a făcut dumneavoastră, ca să știți exact. Și apoi încercăm să aflăm și ce a făcut alții. Nu este cazul întotdeauna. Dar, în general, ceea ce este bun la oameni să luăm. Și eu am botezătorul, dacă vreți, a avut și el un moment de trestie frântă. El este sau să întrebăm pe un altul? Dar, oricum, au fost oameni deosebiți ai Domnului. Are Biblia și are Dumnezeu și astăzi. Numai Ilie se plângea și spunea, Doamne, a rămas numai eu singur, nu mai sunt 7.000. Ce număr frumos își are Dumnezeu. Suntem mulți, dar vom fi toți, Doamne, ajută-ne să fim toți. Este loc pentru noi toți, dacă a avut Domnul aici în Arad, casă de rugăciune pentru toți, să știți că în ceruri are spații și mai imense și și mai frumos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne la viața noastră de neprihănire, ajută-ne să stăm înaintea să înțelegem chemarea ta și lucrările tale, să ne rugăm și să fim la îndemâna Domnului ca o familie a celor neprihăniți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.